Tot la Câmpul Lung și tot în baza sportivă CS Mușcel, în paralel cu concursurile de sanie, s-a desfășurat sub privirile președintelui Federației Române de Bob și Sanie, Sorin Buta, Cupa României la Bob Starturi și Skeleton Starturi. Timp intermediar 1.30, timp final 5.45. Bun! Bun! Și! Aveți-i, adevăr! Finalizat la start, 1.32. Sportivii de la CS Mușcel Câmpul Lung, pregătiți de Iulian Păcioianu, au obținut următoarele rezultate. Bogdan Roman, Gabriel Sălăjan, locul întâi la Bob două persoane. Bun, bun, și... Timp intermediar, 1.30. Timp final, 5.43. Un total de... 10.85. Echipajul CS Mușcel Roman Bogdan Sălăjan Gabriel câștigă Cupa României, etapa a doua de la Câmpul Lung. Pe 3 a fost echipajul format din Fabian Purcea și Răzvan Roman, iar echipajul de Bob 4 persoane, format din Andrei Ionuț, Raul Dobre, Gabriel Sălăjan și Tudor Pintea, a ocupat locul întâi în cadrul Cupei României. În competiția de skeleton, Ioana Păcioianu a urcat și ea pe podiumul de premiere, clasându-se pe locul secund. Pentru sportivii de la Bob Starturi din țară, competiția de la Câmpul Lung va continua la sfârșitul acestei săptămâni, tot în baza sportivă CS Mușcel, cu campionatele naționale.